Salutări, salutări, Ștefan sunt Gogo și bine ați venit la Academia de Vapat. În episodul de astăzi vom discuta despre Revenger, dar nu Revenger ăsta, un Revenger mai nou decât Revengerul vechi. Despre asta am vorbit? Am vorbit, ăsta e Revengerul de aur. Păi hai să vorbim despre Revenger X. Revenger X? Am înțeles. De la ce vine X? Cum? De la 10. Am înțeles. Am văzut ce a făcut Vaporesul aici. Am înțeles. Foarte frumos, practic electronica e aceeași, din câte îmi dau seama. Full identic, bun. Fără și piele. Designul revoluționar înseamnă că nu avem butoane unde trebuia să avem butoane. Băi, avem, pe Revengerul vechi aveam niște butoane care erau cumva în plus, că cine mai folosește butoane? Le avem, nu aveam, că uite-le. Da, aveam pe ăla vechi. Da. Da? Uite, sunt... Deci cine mai folosește butonul de plus, minus și de meniu? Nimeni. Nimeni. S-au gândit că e la mult. Fii atent, că acum mă gândesc. Da. Revenger X n-are butoane. Corect. La fel ca și X n-are butoane. Bine, boss! Ai înțeles. Desfăl. Băi, dar tu vezi că Revenger X are sprânceana? Ce asta are sprânceana? Ca la Eiffel. Băi, ești nebun, deci e așa, nu? Nu, așa e sprânceana sus. Așa e sus? Da. Și aici să e bag cu... de m-am gândit. Vezi? Ai dracu chimiz. Clonat iPhone-ul. Păi da. Bun, hai să ne uităm un pic pe close-up să vedem ce conține cutia. Cutia noastră, foarte o prezentare chiar drăguță. Da, bineînțeles. Scurpădoi și cuprinzător. Stânga-dreapta, în pachetul din stânga vom avea... Cablu cu toate cablu cele. Cablu frumos. Da. Să-l vedem. Uite. Cablu cu cărticele, cu toate alea. Așa. Partea din dreapta ne interesează. Partea din dreapta e interesantă, nu din stânga, e așa, știi, la stânga. Cablu. Un minunat Revenger X Rainbow, da? Ia uite-l. Cu atomizorul care se numește? Cumva. Se numește atomizorul de pe Revenger. NRG. NRG. NRG? Da, și vine foarte frumos, că e mare și butucănos, da? E, atomizorul este identic cu atomizorul de pe Revengerul normal, da. E același. O care o sticlă de rezervă plină de O-ringuri și o rezistență. Mai avem o rezistență montată pe el, da? Ok, hai să îi punem baterii ca să pornească. Hai să îi punem baterii. Că asta n-a fost un an prea bun. Așa că scot bateriile din ăsta, ți le dau acolo, nu prea sunt. I-am pus baterii. La prima vedere observăm că îi lipsește ceva de aici. Ce? Butoane? Butoane. Oh. Ca să-l deblocăm de 3 ori pe fire, ne anunță mereu. Plusul și minusul au rămas în partea asta. Răspund foarte repede, însă e destul de ciudat. Că nu prea știi unde sunt, știi? Ele sunt puțin închise la culoare acolo. Este desenat unde ar trebui să fie. Dar nu prea le vezi, știi? Parcă atunci când le simți e mai simplu. Modul vibrează, are vibrații când, de fiecare dată când atingem un buton de ăsta, un senzor de ăsta, el vibrează puțin ca să dea un fel de feedback, ceva. În meniu ceva frumos, așa cum v-am spus mai devreme. Cam așa se umblă, că ăsta e minusul. Ne arată tot felul de chestii și ce putem să setăm. Exit-ul, bineînțeles, am mers pe exit, am dat pe yes și am ieșit din el. Interesant e că cu aceste 3 clicuri se blochează, se deblochează. 3 clicuri și a apărut cheița, 3 clicuri și a dispărut cheița. Pentru că e posibil să apeși din greșeală. Asta, aici trebuie să aveți mare atenție și să vă obișnuiți tot timpul să-l blocați. În rest nu sunt probleme. Mufa micro USB este tot acolo, arată identic cu Vaporesso normal și ăsta este Revenger X, varianta Rainbow Pride. Am făcut Revengerul să meargă, adică i-am pus baterii. I-am pus baterii, așa cum ați văzut și pe close-up, v-am explicat cum funcționează tot meniul ăla. Apeși pe touch-ul care e cu un abar n-am ce... Sunt sensitiv. Butoanele răspund foarte bine. Acum, cât de util este un Revenger care în loc de niște butoane normale are niște senzori,
voi decideți și dacă merită banii. Până la urmă, un Revenger e un Revenger și fac, amândouă fac fix același lucru. Ștefan acum face o demonstrație de Ford TZ. Cam câți bați? Dai vreo 50 așa. S-ar putea... La ce că se blochează foarte repede înapoi. Uh-huh. Trage-l mai mult. Da? Da, da, da. Vreau să-l trag eu care mai multă nicotină. A, da, da, da. Da, cu sigur. Da? Dar nu cred că e bine 50. Da, cât? Păi un pic mai jos. 1, 2, 3, da. Și de fiecare dată trebuie să facem. V-am zis că are vibrații? Are vibrații. Vibrează. A, e... Altfel n-am ști când punem vedem cui îl recomandăm. Nu o să fim șovinistici să-l recomandăm unei categorii de utilizatori feminine, că nu, am trecut peste vârsta de 14 ani când făceam glume de asta. Oare ne vedem? Înceață, dar ne vedem. Cumva. Auzi? Da. Pune puțin la lângă ăsta, te rog. Uite așa vrei? Așa, așa. Cam asta e diferența. Cam asta e diferența. Bine, asta are o bateriuță de 2000 de mAh și ăla are două baterii de 2000 de mAh. Două baterii de 3000, aș zice, cam 30Q înăuntru. Da. Revenger X a venit în culoarea Rainbow. Chinezii au în cap faptul că dacă e cu cât e mai colorat sau da, mai țipător, da, o să fie un hot sale ceva. Ah, hot sale new colors. A văzut cum au băgat la aia o vechi, cu de mii de culori? Da. Ei cam așa se gândesc și din cauza asta ne-au trimis nouă Rainbow, ceea ce este de apreciat. Observ că și plasticul ăsta de pe lateral parcă e puțin mat, se simte ceva mai bine decât Revengerul vechi, unde e un lucios, gold lucios. Da. Per total, dimensiunile sunt ok pentru două baterii, putere, berechet, noi îl va pun la 47. E foarte simplu, dacă vreți să vedeți un review complet, click, uite aici pe i, Revengerul normal, e la fel, doar că nu are butoane. Are butoane. Revengerul normal. Nu, ăsta, Revenger da, X e la fel cu Revengerul normal, doar că nu are butoane. De reglaj. Exact. Diferența, asta e. Ce ar fi mai mult de spus? Păi nu prea mai e de spus, părerea mea. Îl mai vapăm? Mai vapez. Vrei să-l mai vapez? Nu vreau, că ai pus nicotină acolo. Mi-e frică. Păi, ori simțim nicotină în plămâni, ori nu mai simțim. Hai, mai bine nu. Da, cum am spus, Revengerul Kit poate fi recomandat utilizatorilor intermediari sau avansați. E destul de greu să te apuci ca începător de o treabă ce implică doi acumulatori, să-l lasă să se încarce cum vrea el. Meniul e interesant, dar trebuie parcurs. Nu știu, nu l-aș recomanda începătorilor 100%. Nu prea e un mod de începători. Meniul este făcut de chinezi, doar să nu zică că nu are meniu. Are o interfață... Ce ai pățit? Și ăla are multă nicotină. Te dor plămânii? Vrei apă? Vorbeam de meniu de la Revenger. Meniu de la Revenger normal și de la Revenger X este făcut doar ca să nu zică că nu are meniu. Se parcurge destul de greu, e destul de enervant, e destul de obositor. 3 click, îl pornești într-un meniu, te duci în jos, aștepți 5 secunde ca să facă el un fel de yes, o chestie de genul ăsta. E puțin dubioasă. După ce ai intrat, ți-ai reglat ora care cam atât te interesează, forget. Nu-l mai. Dă-l naibii dracului. Dă-l dracu de meniu, nu mai avem treabă cu el. Scurpădă și cuprinzător. Da, ăsta a fost Revenger X. În principiu, avantaje față de un Revenger normal colosale nu sunt decât că au eliminat butoanele. E generația mai nouă. Nu știu la preț. Cam atât. Cred că e cu vreo 10-20 de lei mai scump, că doar n-are butoane. Practic, dacă tot vrei să -ți iei acum un mod de genul ăsta, poți să iei X-ul, poți să iei X-ul să nu ții normalul. Dacă vrei să faci o economie de 20 de lei, poți să iei normalul să nu ții X-ul. Cam tot pe acolo te duci. Nu nicio problemă. Ai tras din ăsta, dar vezi că pe bateria asta e puțin subvoltat. Mi-ar plăcea mai mult ca să se simtă puțin mai tare, așa. Viking Power. Există vreun lichid? Ah, și atomizorul ăsta despre care nu am vorbit foarte tare, e un atomizor de buhăială, evident. NRG e un fel de, știi cu ce să comparu foarte bine? Cu Smok TFV12. Are încărcarea asta pe sus, se trage într-o parte capacul. Mhm. Pivotantă. Pivotantă îi zici? Cred că pivotează în jurul la un ax. Aaaa. Ăla e batantă. What? Ceva.
Și rezistențele, care una e de 0.4, una mi se pare că e ceva mai mică. Merge. Oricum, sunt făcute clasic cu sârmă de gard sau 4 coiluri, depinde ceva. Nu e ceva senzațional, dar scoate aburi ca la balamuc. În principiu. În principiu și prin muștiu, prin borcanul ăsta. Poți să vezi direct rezistențele ca să știi despre ce e vorba. Poți să vezi inundată, nu inundată. Are și o sită aici destul de interesantă. Mă rog, ați văzut... Asta nu mai are sită. Asta nu mai are sită. Oricum ați văzut pe close-up. Știm. Cam... Cam atât? Cam atât de spus despre Revenger X. X. Până data viitoare, nu uitați să ne urmăriți și pe Facebook la facebook.com/academiadevapat. Și de asemenea, dacă aveți de gând să vă cumpărați ceva chestii de vapat de pe Smokmania, substitute... Fumează ok. Fumează ok și Vapetronic. Vapetronic. Nu ezitați să folosiți cuponul de reducere Academia Rules, care vă oferă o reducere modestă, dar binevenită de 5%, care e mai more or less în funcție de cât aveți voi în coș, acolo egală cu valoarea transportului. Și e binevenit. La Fumează ok, am impresia că trebuie să fie comandă de minim 99 de lei ca să funcționeze. Da, dar fii atent aici o chestie. Da. Pe Fumează ok și pe Smokmania, dacă comanzi de mai mult de 99 de lei, ai transportul plătit de ei. Adică gratuit. Și asta e reducerea, vine bonus. Și mai mișto. Și mai bine. Cum se folosește reducerea? E foarte simplu. Mergi pe site-urile mai sus menționate, pui în coș ce vrei să pui și la sfârșit, în coș, pe checkout, ai acolo cupon de reducere. E o rubrică, fix așa îi spune. Cod reducere sau cupon reducere, da. Sau cum vrei. Și scrii fără hashtag, scrii Academia Rules, dai enter sau go sau introdu sau cum are site-ul și îți va aplica discountul. Exact. Dacă site-ul tău preferat nu funcționează cu cuponul de reducere Academia Rules, scrie-le la observație acolo la comanda ta și poate oamenii o să-l implementeze, că cine știe, e moca, păi nu-i costă. Exact. Reducerea. Pe voi, pe... Da, practic îi costă. Îi costă reducerea. Exact, dar 5% acum. 5%. Nu o să moară din atât. E de bun simț. Păi da. Toate cele bune! Pa! Pa! Ia apă, Ștefan. Revin. Ce mi-ai dat ăla? E un pic mai tare. Observ că mi s-a îngroșat vocea. Mai trag două fumuri din ăsta, vorbesc ca Vin Diesel. Hai să vapăm de un miligram. La ce mai vapăm? Pe aia zăbă cu nicotină, ca bărbați adevărați. E prietene, tu vapezi ca vikingii.